Salutare, prieteni, și bun venit pe canalul meu Tutorial. Numele meu este Marius și astăzi o să vorbim despre viața în UK, câți bani se câștigă, care ar fi joburile care le puteți găsi, care e perioada mai aglomerată unde găsiți mai mult de muncă și care este perioada mai puțin aglomerată, care nu vă recomand să veniți în Anglia. Adică nu să veniți, să aveți joburi mai slăbuțe, gen. În medie, hai să vorbim în primul rând. Prima dată trebuie să rezolvați cu Nino. Practic să vă puneți în regulă cu actele. Nino este numărul de asigurare care trebuie să îl faceți obligatoriu ca să puteți lucra în UK. Primele 3 luni agențiile acceptă să lucrezi fără Nino, pentru că primele 3 luni practic nu o să trebuia să plătești cine știe ce taxe, îți oprești foarte puțin bani. După astea 3 luni îți oprește mai multe taxe. Taxele astea în ce constă? În costă în sensul că se plătește, cum se numește, spitalul, chestiile astea. Deci dacă voi mergeți la spital, aveți vă operație, nu o să plătiți mai nimic, nu știu, poate plătiți o sumă super foarte mică, care, sau și când cumpărați pastile și multe altele, o să plătiți super puțin, deci nu o să se simtă. Plătiți câteva lire în loc să plătiți, nu știu, 50, 100, 200 de lire pe niște pastile. Deci de asta e super interesant. Bun, hai să revenim. Este ideal să vă căutați un job pentru început. Dacă sunteți venit nou în Anglia, nu vă recomand să începeți la o spălătorie, pentru că lumea o să vă ia în râs. O să vă plătească niște salarii de mizerie, practic. Salarii de nimic. O să vă dea, nu știu, 30-40 de lire pe zi. Ok, posibil vă acceptă când aveți acte și așa, asta bine, asta este altă situație. Dar dacă cumva ați venit în Anglia, cât de cât, știți, rostiți acolo câteva cuvinte, tot e ok. Sunt și agenții care acceptă persoane fără să știi limba și vedeți, căutați joburi să nu lucrați sub 8 pounds, pentru că joburile sub 8 pounds, adică 7 și ceva, minimul pe economie, este luat în râs. De asta încercați să vă căutați un job cu minim 8 lire pe oră, minim, sau și mai mult, pentru că în Anglia chiar sunt posibilități. Majoritatea agențiilor te întreabă cam cât vrei pe oră. Și eu să zic că da sau nu, nu poți să te ajut, poți să te ajut. Dar unii își pun niște prețuri foarte mici, oricât, oricât ar lucra. Ok, înțeleg, dar practic dai piața peste cap în sensul ăsta și asta nu este ok. Tu vii și spui că eu îți spui să lucrezi pe 6 lire sau ceva de genul, nu este ok, dai piața peste cap. De asta vă zic, puneți-vă niște reguli, pentru că vă ajută foarte mult. Gen, nu vă ia nimeni râs. Și aici, dacă căutați, găsiți jobul plătit foarte bine. Am avut jobul și plătit cu 10 pounds, 12 pounds și chiar se poate, nu necesită. Un pic engleză, să știi, tot e pe bine acolo. Bun, ca salarii. Salariile medii stau în jur, aici se plătesc săptămânal în mare parte, când lucrați cu agenția. Deci, minimul care vă recomand eu ca puteți să lucrați, nu că vă recomand eu, sfatul meu, vă zic, să lucrați sub, pentru 5 zile de muncă, 8 ore în fiecare zi, sub 300, adică gen 300 să vă rămână vouă o mână, să nu lucrați, pentru că este bătaie de joc. Da, părerea mea. Nu știu, am lucrat și eu în trecut, nu zic că pe aia puțin, dar vânzând posibilitățile, atunci erau, na, uns 4 ani diferență. Atunci erau alte salarii, am lucrat și pe 270, dar acum sub 300 nici nu discut, adică 300 jumate, se poate câștiga și 3-4-500 pe 3-4-500 pe săptămână, dacă, da, e important să găsiți un job. Ok, jobul cam asta sta, deci cam ar fi vă 400, hai zicem 300, 1300 pe lună, deci 300, 300, 6. Punem că luna are 4 săptămâni jumate, de hai zicem ne ducem 1400 de lire. Bun, mă să mai pun cheltuielile, mai rămâi și tu cu ceva pe acolo. Dacă sunteți în doi, e altă combinație, pentru că combinația este că, ala mea, să strâng bani. În doi, un salar se cheltuie, dăm un exemplu, și salarul se pune deoparte. Deci 1000 și ceva de lire le poți pune deoparte și mai mult, depinde acum de fiecare. Cum poți să se limitezi? Dacă te limitezi mai mult, ai mai multe oportunități. Bun. Acum să discutăm și despre joburile care le poți găsi. Jobul, cel mai practice joburi la agenții le găsești sunt depozitorile, fabricile, ce mai poți găsi. Da, cam astăzi media ce poți găsi la o agenție, nu știu, să lucrezi cu carne, cu frig, dar nu vă recomand, pentru că na, vă îmbolnăviți și aici fără rețetă nu se uită nimeni la voi. Adică gen la farmacie și vrei ceva foarte așa, nu-ți dă.
toate pastilele le găsești în orice magazin, dar numai că slăbuțe, asta e ideea, că sunt foarte slabe, n-au nicio... Slabe, au și te ajută cât de cât, dar nu pentru... Dacă te îmbolnăvești foarte rău. De asta văd, pe aia trebuie să mergi la medicul de familie, pe aia lungă, o să explic și altă dată dacă vă interesează, să vedeți cum este cu medicul de familie aici, vă puneți mâna în cap. Ce mai poți găsi? Nu știu, gen joburi ar mai fi, nu știu, curățenie de birouri, chestii de genul ăsta, și asta este super ok, pentru că, na, dacă sunteți în două persoane, vă descurcați super rapid, rapid, mai repede decât e programul, cam așa merg astea cu curățenie. Ce ar mai fi? Lejer. Nu știu, pentru bărbați, nu știu, șoferi, ar mai fi să plătiți foarte bine aici, ce-i drept. Ca să găsiți șanse mai mari să găsiți de, ca șofer, este esențial să vă convertiți permisul din română în engleză, adică la cel englezesc. Bun. Dezavantajele convertându-vă permisul sunt următoarele, pentru că aveți voi doar 15 puncte și pentru fiecare, nu știu, voi câteva puncte trebuie să mergeți la, nu știu, să plătiți bine amenda, să faceți, să mergeți la un curs o zi. Un curs atât, nu trebuie să faceți nimic, dați examen sau ceva, doar să fii prezent acolo. De asta, nu știu, eu de când sunt aici doar permisul românesc l-am, permis european și sunt foarte ok. Deci nu am nicio problemă momentan. Oricum eu mai mă leacă și plec și o să fie super, super în regulă. Se vede că a apărut soarele, dar aici tot mai plouă, nu știu ce vreme. Ce vreme aici în Anglia, e foarte ciudată. Da, asta este. Bun. De salarii am vorbit, cam asta ar fi. Hai să vorbim și de program. În medie, cele mai slabe joburi, bine, sunt și de 6 ore, da, 8 ore. Recomandarea mea, dacă aveți o problemă cu trezitul, încercați să găsiți un job de după amiază. Acum începe să mă deranjeze soarele, deci nu este ok deloc. Căutați un job, sunt diverse programe. Deci am avut joburi care începeam de la 10, am avut joburi care începeam de la 2, de la 12, am avut joburi care începeam dimineața. Deci, dacă începeți dimineața, gen dimineața fiind la unele joburi, vă zic eu, la 5 și terminați la 1 munca și mai aveți restul după amiezii, liberă. Alte joburi sunt, pot să încep la 1, nu la 1, la 12 și termin la 10 seara. Sunt ale de care le începeam eu la 10 dimineața și terminam la 6 seara. Și cu o oră, jumătate de oră pauză, în chestie. Este în regulă. Este esențial că pauzele, un job minim, trebuie să ai măcar la 8 ore, trebuie să ai măcar jumate de oră de pauză. Este, nu este... gen, pot să fie împărțite, gen, nu știu, îți dă 15 minute acum și 15 minute în altă pauză. Deci este foarte important să urmări și chestia asta, știi? De asta vă zic. Nu prea multe, cam asta a fost ideea despre joburi, ce joburi poți găsi în Anglia. Poți găsi în mai multe domenii, plătite bine, plătite mai slăbuți, dar axați-vă minim pe 8 lire. Asta este ideea, minim, pentru că se poate mai mult, se poate câștiga, gen... Acum să nu înțelegeți greșit depozitul. Sunt depozituri care, nu știu, gen, nu știu, pui etichete, la, gen, am prins ieri un job, puneam etichete la cartele. Și, bine, erau foarte multe telefoane, iPhone-uri, Samsung-uri, ultimele noi nouțe. Și, bine, ce am mai văzut eu ieri, am văzut, ce am văzut, Samsung Galaxy 10, dacă nu mai știu. Mă auzit în zvon, trebuia să-l văd, dar n-am mai apucat. Mamă, ce vreme. Îmi strică tot clipul. În fine, a fost ok, deci sunt multe joburi pe placul vostru, pot să zic. Dacă mai aveți întrebări referitoare pe tema asta și vreți să mai dezbatem puțin mai în detaliu, lăsați-mi un comentariu și eu o să mai facem un clip, dacă o să vă placă acest clip. Eu v-am pupat, să aveți mare grijă de voi, prieteni. Pa, pa! Spor la găsit de muncă în Anglia, dacă aveți de când să veniți în Anglia. Sau dacă sunteți aici. Spor! Pa, pa!